Maranata, să vină Domnul și să ne găsească pregătiți, amin, și împreună să zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci aia este împărăția și puterea și slava în veci. Pacea Domnului și un an nou binecuvântat pentru toți, plin de binecuvântări și de realizări, așa după cum vrea Domnul, nu după cum vrem noi. Amin. În această seară vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt din Vechiul Testament, din Cartea Rut, capitolul 1, primele 5 versete. Pagina în Sfintele Scripturi, 287. Rut, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 5. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru vreme în țara Moabului. Numele acestui om era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Vă invit să reocupați locurile. Vreau să vă întreb în această seară dacă cineva din locul acesta a pierdut ceva în viața aceasta pe pământ. Cred că nu există om din locul acesta care să nu fi pierdut ceva în această viață. Unele pierderi putem să trecem peste ele mai ușor, peste alte trecem mult mai greu, pentru că ne-am atașat de anumite ființe care nu mai sunt, de anumite bunuri care nu le mai avem, și odată ce nu le mai avem, în urma lor rămâne un gol care este foarte greu de umplut. Așa că orice om pe acest pământ nu trebuie să fie filozof, urmaș al lui Kant sau lui Sartre, să-ți dai seama că în viața aceasta pe pământ omul înregistrează foarte multe pierderi. Am putea, de pildă, să dăm și câteva exemple de pierderi de genul acesta. Unele sunt, zicem noi, banale, dar foarte importante în substratul lor. De pildă, foarte ușor putem să pierdem vreme și cred că ăsta nu e greu de pierdut. Vremea poate este cel mai ușor de pierdut. Să-ți pierzi vremea cu lucruri de nimic și să treci timpul acesta pe care Dumnezeu ți l-a dat, care este foarte valoros, și să-l risipești în acțiuni și în fapte care nu duc la nimic, la nonsens. Alții, de pildă, și-au pierdut banii. Și avem o grămadă de români care, odată cu criza aceasta economică, s-au scuturat de banii pe care au avut și nu-i mai au. Mai apoi, poți să-ți pierzi și prietenii dacă ești neinspirat și dacă te ocupi cu bârfe și cu intrigi, ca la curtea regală odinioară, risc să-ți pierzi și prietenii. Și odată pierduți, s-ar putea să nu le mai poți recriga încrederea niciodată. Unii au privilegii pe care le-au pierdut, au avut privilegii pe care nu le mai au, pentru că din neglijența lor le-au pierdut. Alții au pierdut oportunități în viață. Eu sunt un om care a pierdut foarte multe oportunități în viața aceasta. Au fost la un moment dat în viața mea, deși nu sunt foarte bătrân, să ne înțelegem, au fost momente când mi s-au deschis niște uși în care puteam să intru și prin care puteam să fac ceva mult mai mult decât poate fac astăzi.
pentru că n-am fost suficient de inspirat și de luminat la vremea respectivă, ușa aceea s-a închis și oportunitățile s-au dus. Putem să pierdem foarte multe oportunități în viața aceasta. De asemenea, putem să pierdem pe cineva drag, nu? Putem să ne pierdem oameni din familia noastră, dintre prietenii noștri, să suferim multe pierderi sub forma asta. Alții și-au pierdut sănătatea. S-au crezut Hercule și au crezut că vor putea să muncească la nesfârșit zi și noapte și într-o bună zi trupul lor a clacat și azi poate că stai numai prin spitale mai mult decât pe acasă, pentru că ți-ai pierdut sănătatea. De pildă poți să-ți pierzi și mintea. Martor la afirmația mea stau două spitale, unul în Ștei și unul în Ucet, care sunt arhipline. De ce? Pentru că acolo sunt oameni care pur și simplu au ajuns să-și piardă mințile. Unii, în adevăr, în evenimente dureroase ale vieții, alții de prea mult bine, poate, dar și-au pierdut mintea. În urmă câteva săptămâni de zile, citeam un articol din presă care, la vremea aceea, pe mine m-a amuzat tare mult. Am citit despre un antrenor din România, în divizia B, antrenorul echipei UTA Arad, Eugen Trică, un fotbalist pe care poate îl cunoașteți. Ideea e că s-a întâmplat ca omul acesta, antrenor fiind, și fiind cu echipa pe ultimul loc în divizia B, s-a întâmplat să piardă 3 meciuri consecutiv în ultimul minut. 3 meciuri să pierzi consecutiv în ultimul minut. Și spunea Eugen Trică, zice, mai acum eu ca și creștin, zice, m-am gândit că ceva e necurat. Zice, diavolul și-a băgat coada, zice, cum adică să pierzi 3 meciuri în ultimul minut? Înțeleg că pierzi în minutul 80, dar chiar în minutul 90 să pierzi 3 meciuri consecutive e prea mult. Și zice, vă citesc ce a spus el. În momentul în care pierdem 3 meciuri consecutive în ultima secundă, păi zice, nu trebuia să chem preotul? Și știi ce a făcut? A chemat un sobor de preoți la stadionul din Arad, la UTA, au sfințit vestiarele, tabelele de marcaj, gazonul, porțile și zicea el... Rezultatul a fost următorul. Într-adevăr s-a schimbat ceva. Zice, în următorul meci, al patrulea meci, deci după ce ai pierdut 3 meciuri consecutiv în ultimul minut, la limită, în al patrulea meci, în minutul 70, era 3-0 pentru echipa adversă. Și zice, vă dați seama că s-a întâmplat? Zice, ați văzut, am pierdut, ce drept, am pierdut mult mai drastic. Zice, n-am mai pierdut în ultimul minut. Nu? S-a întâmplat ceva. Pentru că așa sunt oamenii atunci când pierd, când dau seama că ceva nu merge bine, încearcă să schimbe ceva. Nu? Și iată că putem să pierdem și în plan sportiv într-un mod cât se poate de ciudat. Însă, în această seară vă dați seama că n-am venit aici să vorbesc despre astfel de pierderi, pentru că mă preocupă lucrurile duhovnicești mai mult. Doresc însă să vorbesc despre câteva pierderi mai importante, în comparație cu cele amintite și sunt mult mai dureroase. Cartea aceasta, Rut, este foarte ignorată de către predicator, inclusiv de către mine. Este prima predică pe care eu am din cartea Rută, recunosc spre rușinea mea. De regulă, de aici predică numai la nunți. Nu? Unde vei merge tu, mă voi duce și eu, Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu și asta o știm cu toți. Numai că prin experiențele de viață pe care cartea aceasta le relatează și le cuprinde, vă dați seama, și dacă veți citi cartea aceasta, vă veți da seama cât de actuală este în tumultul vieții cotidiene în care trăim și noi. Vă vă dați seama cât de relevantă este cartea aceasta. De fapt, cartea aceasta este istoria unei familii. Istoria unei familii zbuciumate, care este compusă din mai mulți membri. Și aș vrea să vă citesc numele acestor membri ale familiei și cam ce însemna numele lor din limba ebraică. Elimelec înseamnă Domnul meu este rege. Naomi, soția lui, înseamnă cea care mi-aduce mângâiere. Mahlon, ăsta e un nume ciudat să recunosc, evreii ciudați când pun nume. Mahlon înseamnă boală. Apoi al doilea fiu, Chilion, înseamnă slăbiciune. Deci ai doi fii pe care îi numești boală și slăbiciune. Nu știu de ce le-a pus numele ăsta, trebuie să recunosc. Apoi, cei doi fii s-au căsătorit cu două moabite. Orpa înseamnă cea cu, din ebraic, înseamnă cea cu gurmazul întors. Și ăsta e un nume ciudat, trebuie să recunosc. Rut înseamnă prietenie. Cam asta este semnificația numelor acestor membri acestei familii. O familie care într-o vreme, aș spune eu, izitor de asemănătoare cu vremea noastră, în care, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea pe vremea judecătorilor. E bine, se confruntă cu o situație de criză, cum foarte multe familii din ziua de astăzi se confruntă cu o situație de criză.
Și nu o criză măruntă, ci este o criză cât se poate de serioasă. Este vorba despre o foamete, este o criză materială, care vine peste poporul evreu, din care făcea parte și familia aceasta. Și pentru ca să scape de criza aceasta materială, de foametea în care poporul lui Dumnezeu stă la vremea aceea, iau o decizie care le va marca viața pentru deuna. Familia aceasta, Elimelec, Naomi, Mahlon și Chilion, cei patru, iau decizia de a pleca din Israel unde era foamete și să se ducă tocmai în Moab pentru o viață mai bună, pentru un trai mai bun. Așa cum foarte multe familii, nu, din România, în special după 90, după ce s-au deschis granițele spre Europa, au plecat în Occident pentru o viață mai bună. Nu-i nimic rău în asta. Numai că familia aceasta, într-un interval de 10 ani de zile, experimentează acolo în Moab, departe de țara lui Dumnezeu, departe de Israel, experimentează în loc de bucurie, în loc să te aștepți la bine, în loc să câștige mai mult, în loc să fie mai fericiți, în loc să prospere, familia aceasta într-un interval de 10 ani de zile trece prin niște situații de-a dreptul traumatizante. Odată ne spune cuvântul lui Dumnezeu că prima dată după ce ajung acolo moare capul familiei, Elimelec. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta moare. Și vă dați seama de ce bun augur a fost mutarea lor în Moab. Stâlpul familiei tale, capul familiei tale, cel care ia deciziile să moară într-o țară străină. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Naomi rămâne cu cei doi fii ai singură. După această mormântare, după câțiva ani de zile, au loc două evenimente fericite în familia aceasta, și anume, cei doi fii se căsătoresc. Mahlon și Chilion se căsătoresc cu Orpa și cu Rut. Și avem două mormântări. Deci o mormântare, două nunți, evenimente fericite. Și după două nunți și o mormântare, nu? Ca într-un film. Urmează, din păcate, o nouă tragedie. Amândoi fii mor. Trei mormântări și două nunți. Așa am putea rezuma experiența de viață a acestei familii de 10 ani în Moab. Naomi își pierde familia, așa să-i ciudat, își pierde familia într-o țară în care mersesc a scăpa familia. Deci să te duci într-un loc pentru o viață bună și să te alegi cu una mai rea, asta este foarte greu. Este foarte greu de îndurat și mă gândesc atunci când Naomi și-a pierdut soțul, când și-a pierdut cei doi copii, s-a întrebat în mod sincer, și s-a întrebat înaintea lui Dumnezeu, Doamne, de ce? Răspunsul pe care eu l-am găsit din cuvântul lui Dumnezeu și care sper să fie cel adevărat aici, este următorul. Pentru că acești oameni, această familie, s-au dus într-o altă țară, s-au dus să caute o viață mai bună, dar fără de Dumnezeu. Atunci când te duci oriunde în lumea aceasta, oriunde în țara aceasta, dragul meu prieten, frate și soră, doamnelor și domnilor, oriunde v-ați duce, pe acest pământ, pe fața acestui pământ, poți să te duci la antipod, poți să te duci în Europa, poți să te duci în România, să te muți într-un oraș mai mare. Când planurile tale sunt doar pentru tine și doar pentru partea aceasta materială, întotdeauna vei pierde. Când nu-L pui pe Dumnezeu în socoteală, când nu-L iei pe Dumnezeu în calcul, faci și când iei o decizie, întotdeauna vei pierde. Și în această zi vreau să vedem din cuvântul lui Dumnezeu ce poți să pierzi atunci când vrei să câștigi. Ce poți să pierzi atunci când vrei să câștigi? Vorbesc de pierderi spirituale în detrimentul câștigurilor materiale. Este o vorbă la noi la români că nu-i câștig fără pierdere, nu-i așa? Nu-i câștig fără pierdere, așa eu zic de la noi și mi se pare că românii sunt foarte înțelepți, nu avem nevoie de filozofia grecească, că le avem noi pe noastre, pe aici, pe marginea șansului și sunt suficient de bune. Nu-i câștig fără pierdere. Ce poți pierzi când vrei să câștigi? Primul lucru pe care această familie, pe care acești oameni l-au pierdut în Moab, știți care a fost? Părtășia cu Dumnezeu. Ăsta este primul lucru pe care l-au pierdut. Primul lucru pe care l-au pierdut, mergând în Moab, făcând această alegere, a fost să piardă părtășia cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii aceștia locuiau în Israel. Mai mult de atât, spune că erau efratiți, adică betleemiți, și Betleemul este undeva chiar lângă, la sud de Ierusalim. La sud de Ierusalim. La 35 de kilometri nord de Ierusalim se găsea sanctuarul din Shilo. La sanctuarul din Shilo, unde era preot Samuel, era chivotul lui Dumnezeu.
Chivotul lui Dumnezeu în perioada aceea judecătorilor reprezenta și era echivalent cu prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu atunci când îi poruncește lui Moise să construiască chivotul, îi spune așa: acolo, deasupra capacului ispășirii, a chivotului, mă voi întâlni cu tine. Mai mult de atât, vreau să știți Sfânta Scriptură și ne spune Biblia că Samuel, atunci când era mic și când Dumnezeu i-a vorbit, era culcat în acea odaie unde era chivotul Domnului. Pentru că acel chivot al lui Dumnezeu reprezenta prezența lui Dumnezeu. Oamenii aceștia când au plecat din Israel, când au plecat din apropierea și din proximitatea chivotului lui Dumnezeu, care reprezenta prezența lui Dumnezeu, și s-au dus departe, într-o altă țară, au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Aceasta este prima mare pierdere pe care această familie, în dorința de a câștiga o viață mai bună, financiar, economic, social, o înregistrează. Părăsind Israelul, au părăsit închinarea de la templu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în perioada judecătorilor, familiile de evrei se duceau anual, alții de mai multe ori ani, unde? Se duceau la templu, la celălalt chivot, ca să se închine lui Dumnezeu și să aducă jertfe. Moabul, dacă vreți, este lumea. Israel este biserica. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fiți foarte atenți la detalii. Spune că ei atunci s-au hotărât să meargă, Moab au zis, zice, s-au dus să locuiască pentru o vreme. Da, numai 2 ani să mă duc în Spania, să-mi ridic și etajul ăla la casă, să-mi cumpăr și BMW-ul ăla la care am visat toată viața și după aceea, dar numai o vreme. Și versetul 2 ne spune că ajungând în țara Moabului, în versetul în ebraic, în original, se spune că s-au așezat definitiv acolo. A început să le placă viața Moab la început. Se câștiga mai bine, nu mai era foamete și au crezut că e mai bine, că au dat de o viață mai bună. Nu mai repet, Moabul este lumea, locul fără de Dumnezeu, locul fără de prezența lui Dumnezeu, pe când Israelul reprezintă părtășie și prezența lui Dumnezeu. Atunci când alegi lumea, atunci când alegi Moabul, fie doar pentru o vreme, vei pierde părtășia cu Dumnezeu. Și părtășia cu Dumnezeu este lucrul poate cel mai important. Și știți care e problema? Atunci când te duci în Moab, nu poți să stai în Moab și să nu le iei din obiceiuri. Popoarele acestea din jurul Israelului erau popoare idolatre. Erau popoare care aveau o viață morală degradantă, care aveau practici oculte. Și atunci când te duci într-o țară străină de Dumnezeu, atunci când te duci într-un loc unde nu este prezent Dumnezeu și stai acolo și locuiești acolo, vei prelua din obiceiurile oamenilor acelora. Frați și surori, asta se întâmplă întotdeauna. Oricât de puternici am fi din punct de vedere spiritual, când stăm într-un mediu toxic din punct de vedere spiritual, când stăm într-un loc unde nu este prezența lui Dumnezeu, întotdeauna vom prelua și vom molipsi cu obiceiurile rele ale acelui loc. Asta a fost problema cu această familie. Plecând în Moab pentru o viață mai bună, de fapt, au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Frați și surori, lucrul ăsta se poate întâmpla și cu noi, chiar aici, în România noastră, scump și dragă. Și dați-mi voie să vă citesc un cuvânt pe care l-am redescoperit după mulți ani de zile, Psalmul 50, și ăsta este pentru noi. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 50. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu? M-am pocăit, frate, și m-am botezat. Când tu urăști mustrările mele și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă te vezi cu un hoț, spune aici Biblia, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzești vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău, petești pe fiul mamei tale, iată ce am făcut, eu am tăcut, zice Domnul, dar tu ai avut impresia că eu sunt ca și tine. Nu. Frați și surori, când stai în Moab, când stai în părtășia cu lumea aceasta, le vei prelua din obiceiuri. Și poți să te bați cu pumnul în piept câte știu de botezat și de făcut legământ și după legământ și cu pașaport ceresc. Dacă ai din obiceiurile acestea lumești, tu ești prezența și părtășia lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru dramatic pentru orice om. De aceea Iacov în capitolul 4 cu versetul 4 spune, suflete preacurvare, nu știi tu
că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Frați și surori, pierdem prezența lui Dumnezeu atunci când trăim în Moab și când preluăm din obiceiurile moabiților. Pierdem această părăsie a lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne păzească de asta. Acum sunt mulți sfântoși din ăștia care zic, da frate, numai puțin, dar n-au mers Hristos la vame să le predice Evanghelia. Ba da, dar n-au mers frate Hristos la femeile ale de morav ușoare să predice și să stea cu ei. Ba da, mâncat-o cu ei. Dar fraților, Hristos s-a dus acolo la oamenii aceia din lume, căzuți în păcat, nu s-a dus să se benchetuiască cu ei, ci s-a dus ca scoată, să-i smulgă de acolo. Scoată din întuneric și se aducă la lumină. Problema este că pe noi întunericul ne scoate din lumină și pierdem părtășia lui Dumnezeu. Ce pierzi atunci când vrei să câștigi? Un al doilea lucru pe care această familie l-a pierdut în Moab a fost protecția lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 13 din textul pe care nu l-am citit, dar vreau să vă citesc acum. Versetul 13 spune la un moment dat Naomi așa: eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, zice către cele două nurori ale ei, pentru că zice mâna Domnului, și subliniez, mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Frați și surori, prieteni dragi, atunci când facem ce vrem, atunci când ceea ce faci tu nu ține cont de ce vrea Dumnezeu, riști să pierzi protecția lui Dumnezeu. Riști să pierzi acea mână a lui Dumnezeu care te protejează. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin gura lui Moise: Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui este un loc de scăpare. Mâinile lui Dumnezeu, frați și surori, pentru cei care cred în Dumnezeu, aceste mâini ale lui Dumnezeu sunt un loc de adăpost și de scăpare, de protecție. Și mâna lui Dumnezeu te protejează și te ține câtă vreme ești împărtășit cu Dumnezeu, câtă vreme faci voia lui Dumnezeu. Numai că atunci când te depărtezi de Israel, atunci când pleci din biserică, atunci când lași obiceiurile bune ale bisericii și când te duci în lume, când te duci în Moabul acestei lumi, mâna lui Dumnezeu, în loc să te protejeze, mâna lui Dumnezeu te pasă. N-ați vrea să se întâmple lucrul acesta. David a experimentat ce înseamnă lucrul ăsta când spune: mâna ta, zice, apăsa zi și noapte asupra mea. Și în loc ca Dumnezeu să te protejeze, Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu te apasă, pentru că ai plecat din locul acela unde Dumnezeu a vrut să pună. Vreau să vă spun că protecția lui Dumnezeu, frați și surori, nu înseamnă absența răului. Vreau să mă înțelegeți clar în seara aceasta. Eu nu sunt un prosperist din acesta care am venit să vând iluzii în locul acesta. Protecția lui Dumnezeu nu înseamnă absența răului din viața noastră, ci înseamnă limitarea lui în viața noastră. Asta înseamnă protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a spus atunci când ne-a făcut legământ cu El că nu o să avem parte de rău, niciodată. Hristos ne-a spus că nu vom avea cazuri. Însă protecția lui Dumnezeu nu înseamnă absența răului din viața noastră, ci înseamnă limitarea lui. Aduceți-vă aminte în experiența pe care o are Iov în privința aceasta. Prima dată diavolul îi cere lui Dumnezeu să lase să se atingă de el și îi spune Dumnezeu diavolului să nu te atingi de el. Poți să te atingi de tot ce are, dar de el, de viața lui, de trupul lui, să nu te atingi. Și în al doua circumstanță, Dumnezeu limitează din nou răul în viața lui Iov și spune așa: poți să te atingi de trupul lui, dar n-ai voie să iei viața. Eu văd aici limitarea răului pe care mâna lui Dumnezeu pune viața noastră. Apoi, protecția lui Dumnezeu nu înseamnă că nu vei mai suferi, ci că în suferință nu vei fi singur, ci Dumnezeu va fi cu tine. Ăsta este un lucru pe care îl cred din toată inima și prin asta văd protecția lui Dumnezeu. Că în suferință nu vei fi singur, ci în suferință, atunci când te doare cel mai tare, atunci când plângi cel mai mult, Dumnezeu a promis că este cu tine și este cu noi, slăvit să fie numele. Vă aduceți aminte de Apostolul Pavel? Apostolul Pavel a fost un om mare al lui Dumnezeu. A fost înconjurat de o întreagă echipă misionară și în momentul în care ajunge la Roma și este întemnițat și trebuia să se înfățișeze înaintea cezarului pentru pledoarie, tribunal. Când s-a dus Pavel la tribunal, în fața cezarului, în fața acuzatorilor săi, zice Pavel: m-am uitat și n-am văzut pe nimeni, toți m-au părăsit.
Și erau acolo o grămadă, pentru că văd, Pavel, du-te că noi vom fi cu tine. Domnul, noi toți vom fi cu tine. Legământ facem. Tu nu o să fii singur, Pavel, noi vom fi cu tine. Dar zice Pavel, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, toți m-au părăsit. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Vedeți? Protecția lui Dumnezeu înseamnă acest aspect, că în suferință Dumnezeu a spus, voi fi cu tine. Voi fi cu tine. Și asta este un lucru mare. Vedeți, oamenii sunt cu sentimentul acesta al nesiguranței și caută protecție. Problema este că de foarte multe ori căutăm protecție în lucruri care nu ne pot oferi protecție. În America este o întreagă manie pentru armament. Mai toți americanii, este țara cu cele mai multe arme pe cap de locuitor. Toți au acasă câte 3 puști, 2 pistoale, să se protejeze. Pentru că ei consideră, domne, că dacă ai pușcaie și vine hoțul peste tine noaptea, poți să te protejezi, să-ți protejezi casa. Numai că eu știu ce spune Biblia, că dacă nu păzește Domnul, degeaba. Poți să stai toată noaptea de veche acolo, că nu mai dormi în veac de teamă și de frica hoților. Căutăm protecție în obiecte. Și ce au făcut americanii cu armele? În loc să se protejeze, se împușcă unii pe alții. Se duce câte unul în liceu, unul care e mai lipsit de minte și de rațiune și se duce în pușcă la grămadă. 30 de oameni uciși în campusul universitar recent au fost uciși în California. În loc să ne protejăm, nu, îi ucidem pe alții. Oamenii caută protecție în obiecte și în instituții, în bănci. Domne, vreau siguranță, protecție financiară. Și au dat și la aceste falimente foarte multe ori. În oameni căutăm protecție și oamenii nu ne pot oferi protecție. Interesant că am citit că prințesa Diana, atunci când a murit în acel accident la Paris, ea se găsea într-una din cele mai sigure mașini din lume, Mercedes. Și nici măcar cea mai sigură mașină din lume, la vremea respectivă, n-a putut să o protejeze de moarte. Anul trecut, știți bine că a murit acel patron din România, de la Edispedition, Alin Popa. Era în cele mai sigure mașini din lume. Tot într-un Mercedes și a intrat sub un și a murit. O mașină nu poate oferi protecție, dacă nu e mâna lui Dumnezeu acolo, poate să fie și un Maybach și un Rolls Royce, că nimeni nu te poate păzi decât mâna lui Dumnezeu. Președintele american Kennedy a avut cea mai puternic dispozitiv de securitate, de pază și a fost asasinat, nu-i așa? Oamenii nu te pot proteja, mașinile, fiarele nu te pot proteja. Singurul care te poate proteja este Dumnezeu și mâna lui, slăvit să fie numele Domnului. Când pierzi protecția lui Dumnezeu, devii o victimă sigură pentru cel mai mare dușman al tău, care este diavolul. Vai de omul care nu este sub protecția lui Dumnezeu. Familia aceasta a vrut o viață mai bună, dar plecând din Israel, au pierdut protecția lui Dumnezeu și în loc ca mâna lui Dumnezeu să fie cu ei, spune Naomi, mâna Domnului a fost împotriva mea. Pentru că zice Petru, potrivnicul vostru, diavolul, dă coale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Vreau să vă spun un lucru, frați și sori, prieteni dragi. Ce-l oprește pe cel rău? Ce-l oprește pe cel rău să-ți distrugă viața? Vreau să vă spun că diavolul în permanență caută să ne distrugă, să ne distrugă viața, să ne ia viața decât cu putință. Ce-l oprește pe cel rău să-ți ia sănătatea, familia, pacea, visele, planurile tale? Știți și ce-l păzește? Știți cum înțeleg eu protecția lui Dumnezeu? Eu înțeleg în felul următor. Înțeleg așa că din momentul în care l-am primit pe Hristos ca Domn și stăpân peste viața mea, înțeleg următorul lucru, că eu la Golgota sunt în spatele lui Hristos. Eu asta înțeleg. Și mâinile lui Hristos întinse pe crucea de la Golgota, știți ce înseamnă? Înseamnă următorul lucru, că eu sunt în spatele mâinilor lui Hristos. Și când diavolul stă în fața lui Hristos, Hristos îi spune, până aici! Până aici! Nu poți să ajungi decât dacă treci peste mine și n-ai nicio șansă. Eu așa văd protecția lui Dumnezeu. Mâinile întinse ale lui Dumnezeu peste familia ta te protejează în fiecare zi și în fiecare noapte. Mâinile întinse ale lui Dumnezeu protejează când te duci nopți treci cu mașina pe drumurile acestea ale României, foarte moderne, ce-i drept. Mâna lui Dumnezeu spăzește viața și sănătatea, nu medicamentele, nu doctorii, totul este sub mâna lui Dumnezeu. Dacă te păzește Dumnezeu, ești păzit. Dacă nu te păzește Dumnezeu, îi vai de tine. Familia aceasta pierdut protecția lui Dumnezeu și știm bine cu ce s-a ales. Ce mai poți să pierzi? Ce mai poți să pierzi atunci când vrei să câștigi? Doar material. Poți să pierzi cercetarea lui Dumnezeu.
Au pierdut, spune cuvântul lui Dumnezeu, și vreau să repetăm lucrul ăsta, au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Mai apoi au pierdut protecția lui Dumnezeu. Au pierdut în al treilea rând cercetarea lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 6. Ei erau în Moab acum. Erau în Bocet, în doliu, mormântare după mormântare, necaz după necaz. S-au dus acolo ca să fugă de foamete și culmea. Fiți atenți, versetul 6. Apoi s-au sculat, ea și nurorile ei, ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase, știți, în Moab, aflase, spune, că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Nu se lupta. Să te duci în Moab pentru o viață mai bună, că în Israel este foamete, și când te duci în Moab, după ce treci prin drame după dramă, să afli că de fapt în Israel deja Dumnezeu a cercetat poporul său. Atunci când vrei să câștigi, doar din punct de vedere material, poți să pierzi cercetarea lui Dumnezeu. Dumnezeu își cerceta poporul său, și dacă oamenii aceștia ar fi fost rămas în Israel, ar fi experimentat cercetarea lui Dumnezeu. Când ești într-un loc nepotrivit, când ești într-o vreme nepotrivită, când ești într-o stare nepotrivită, riști să pierzi cercetarea lui Dumnezeu. Foarte greu să pierzi această cercetare lui Dumnezeu. Mă gândesc că una dintre cele mai paradoxale situații pe care Biblia le descrie este biserica și starea bisericii de la Odiseea din Apocalipsa. Zice așa cuvântul lui Dumnezeu, că biserica asta era oarbă, era căldiceal, era într-o stare din asta de azi pe mâine. Și cu toate acestea, Hristos spune așa, iată eu stau la ușă și bat, aceleași biserici. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra el, voi cena cu el și el cu mine. Nu vi se pare un lucru interesant? Deci, tu te rogi, Doamne, vino, ei să se rogi în biserică, Doamne, vino, și Hristos e la ușa bisericii. Și totuși să pierzi cercetarea lui Dumnezeu. Pentru că starea în care ești, starea de orbire, starea de asurzire spirituală, să nu-ți permită să experimentezi cercetarea lui Dumnezeu. O, dacă aș ști dumneavoastră și dacă aș ști și eu, în câte momente din viața noastră pe acest pământ nu ne-a cercetat Dumnezeu? N-a vrut Dumnezeu să ne cerceteze. Dacă știi câte oportunități au fost și momente când Dumnezeu a vrut să stea cu noi față în față de vorbă, să ne binecuvânteze, să ne cerceteze, să ne dea răspunsuri la dilemele și întrebările pe care le aveam de mulți ani de zile, dar pentru că noi am fost într-un loc nepotrivit, într-o stare nepotrivită și într-o vreme nepotrivită, am pierdut cercetarea lui Dumnezeu. Familia aceasta a pierdut cercetarea lui Dumnezeu de peste poporul, pentru că erau într-un loc greșit, într-o vreme greșită și într-o stare greșită. N-aș dori să fii și tu într-una din aceasta. Când Dumnezeu te cercetează, tu ce faci? Cunoașteți acel exemplu foarte cunoscut, când Billy Graham s-a dus într-o zi în culisele de filmare a unei emisiuni din America la Hollywood să vorbească cele mai mari dive de la vremea aceea, Marilyn Monroe, și a spus, Marilyn, Duhul lui Dumnezeu m-a trimis să vorbesc despre Iisus Hristos. Și după ce au stat câteva minute împreună, Marilyn Monroe a spus, auzi, domnule Graham, mie nu-mi trebuie Hristos ăsta al tău. Și două săptămâni mai târziu, femeia aceasta a fost găsită moartă luând o supradoză de medicamente, de droguri. A pierdut vremea cercetării. E greu lucru să trezi cercetarea lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan că a fost o vreme când cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. A fost o vreme când nevăzutul s-a făcut văzut, când neatinsul s-a făcut tangibil, când Dumnezeu s-a făcut om ca om să devină Dumnezeu, când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a pogorât pe acest pământ, a venit la ai săi și culmea, ai săi nu l-au primit. Și Hristos stă la un moment dat pe un deal din Ierusalim și plânge uitându-se la cetate și spune, dacă ai fi știut tu, dacă ai fi cunoscut tu vremea aceasta cercetării tale, dar este prea târziu. Și după aceea, 30 de ani mai târziu, i-au cercetat romanii. I-au cercetat până acolo când n-au mai lăsat piatră pe piatră, spune Biblia, masacrând numai în Ierusalim aproape 200.000 de oameni. N-au cunoscut vremea cercetării. De câte ori, dragul meu, n-a vrut Dumnezeu să-ți vorbească? Dar ai zis, am o prorocie, asta nu-i de la Domnul. 100% noi. A vrut Dumnezeu de câte ori să-ți vorbească, dar ai zis, predica asta a fost atac la persoană.
De câte ori n-a vrut Dumnezeu să-ți vorbească, dar din cauza mesagerului, că nu ți-a plăcut ție mesagerul, n-ai primit mesajul. Și cunoaștem un astfel de caz, în cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, că au fost acolo doi împărați care s-au încuscrit, Ahab cu Iosafat, nu? Și Iosafat este chemat de către Ahab să se ducă la război împotriva sirienilor, să ia Ramot din Galat un ținut, care fusese înaintea lor. Și zice Iosafat, care era un om mai pocăit, așa mai dumnezeiesc, zice, mai totuși ar fi bine să întrebăm pe Domnul dacă să ne ducem sau nu la război. Și zice Ahab, stai liniștit, 400 de proroci am aici. Și o chema pe toți 400 de proroci, zice, acum întrebare, ca la Biblie, să mă duc sau nu ne ducem? Toți 400 în cor, mi-aș fi dorit să văd o adunare de proroci, toți 400 să zică, du-te că Dumnezeu va fi cu tine. Și din 400 toți, în unanimitate, o asemenea unanimitate profetică, n-am găsit nicăieri în Scriptură. Numai că ceea ce nu știa omul acesta era că ei mințeau toți. Frumos, 400 de proroci mincinoși. Interesant adunare. Și spune Biblia că Iosafat și-a dat seama că ceva nu e în regulă. Zice, totuși, prea mulți, 400 și toți la fel. Zice, nu mai este unul, nu mai este nici măcar unul prin care să întrebăm. Fiți atenți. Mai este, zice unul. Mai este unul prin care am putea să-l întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc. Dar de ce? Fiți atenți. Căci nu-mi prorocește nimic bun. Nu prorocește decât de rău. Este mica fiului Imla. Pe cum să străbească un proroc de ăsta în biserică care toată ziua spune, mă, să te pocăiești, că Domnul se va judeca cu tine. Mai bine unul de el care îi spune că, Doamne, cine e ca tine? Lucrează Domnul, frate, cu tine ca în filme, cum o zic unul. Așa am avut o descoperire, că o să lucreze Domnul cu tine ca în filme. No, bine. De ăștia ne-ar trebui în biserică. Și Dumnezeu îi vorbește mica fiului Imla, le vorbește amândouă și nu ascultă, se duc la război și Ahab moare în această luptă. Știți de ce? Nu i-a plăcut mesagerul și n-a primit mesajul. Și pierdut vremea când Dumnezeu l-a cercetat și a vrut să-i vorbească. Și mai apoi, o să vedem ce a mai pierdut familia aceasta în ultimul rând. Așa cum spuneam, familia aceasta a pierdut părtășia, a pierdut protecția lui Dumnezeu, a pierdut cercetarea lui Dumnezeu, dar a pierdut și binecuvântările lui Dumnezeu. Și cred că asta ne dor cele mai tare, să pierzi binecuvântările lui Dumnezeu. Vreau să ne uităm cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce fel de binecuvântări a avut această familie. Dacă ar fi să scriem o carte de experiența lui Naomi în Moab, eu aș pune titlul la cartea asta, dacă ar fi să scriu o carte tema asta, titlul ar fi așa: ce am avut și ce am pierdut. Cred că e un titlu sugestiv. Ce am avut și ce am pierdut. Și ce a avut femeia aceasta? Ce a avut familia aceasta? A fost binecuvântată, în primul rând, familial, în plan familial. A avut soț, doi copii, pe toți i-a pierdut. Familia este o binecuvântare de la Dumnezeu. Ascultați-mă. Copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Soțul este o binecuvântare de la Dumnezeu. Soția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Unicii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Păziți-i, protejați-i, iubiți-i. Că veți regreta și veți plânge după ei că nu-i vei mai zvaia. Veți dori să mai stați cu ei o zi măcar și nu se va mai putea. Și veți plânge după aceea amarnic toată viața. Sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Pentru mine, cea mai mare pierdere care am înregistrat-o până acum, în anii aceștia, nu au fost anumite examene, nu au fost neapărat anumite oportunități. A fost ziua în care bunica mea a murit. Este omul care pentru mine s-a rugat cel mai mult. Aduc aminte că eram rătăcit într-o vreme prin lume, veneam de la discotecă noaptea pe la 3-4 și mergeam la bucătărie, că acolo stătea bunica mea, avea patul în bucătărie, așa e pe la țară. Și când mă duceam să mănânc, mă rup de foame de la discotecă și când mă duc, vreau să deschid ușa încet, bunica mea de 82 de ani, Iutina așa o chema, nume frumos, deschideam ușa și vreau să intru să mănânc în bucătărie, auzeam pe bunica mea la 8 de ani, la 4 dimineața, pe genunchi rugându-se, Doamne Dumnezeule, ai milă de Dorel, smulge-l acolo din lume, Doamne, nu-l mai lăsa niciun minut acolo în lume, Doamne, nu-l înapoi acasă. Și știți că Dumnezeu asculta rugăciunea acestei femei. Și abia după ce n-am mai fost, am înțeles cât de mult a contat pentru mine o femeie, un om care se roagă pentru tine, care te iubește, care postește pentru tine neîncetat. Femeia aceasta, Naomi, și-a pierdut soțul și-a pierdut cei doi copii.
A fost binecuvântată din punct de vedere familiar și a pierdut. Mai apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost binecuvântată și material, că asta e culmea. Uitați ce spune versetul 21, că eu aici aproape că n-am mai înțeles nimic. Zice, la plecare, versetul 21 din Rut capitolul 1, la plecare eram în belșug. Deci e foamete în țară, e criză, dar tu ești în belșug. Că asta n-am înțeles foarte bine textul acesta. Și zice, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. E culmea. Deci ei n-au plecat de fapt din Ierusalim sau din Betlehem. N-au plecat pentru că neapărat mureau de foame, că erau în belșug. I aveau. Numai că s-o temut de zvonurile astea, că vine al treilea val de criză și că nu mai avea ce mânca în ziua de mâine. Ci era foamete în țara aceea și totuși ei erau în belșug. Și au fost binecuvântați din punct de vedere material. Și cu toate acestea au pierdut binecuvântările materiale. Și asta e cel mai frustrant. Adică să te duci, să ai ceva, să te duci în o țară depărtată pentru a avea mai mult și să te alegi cu nimic. Este foarte frustrant. Și a fost frustrant pentru Naomi. De aceea și-a pus numele Mara, amărăciune. E greu să pierzi, să ai și să pierzi, nu? Și să nu mai ai ce ai avut. Și știți de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că binecuvântările lui Dumnezeu, dragii mei, răspund la nevoile noastre și nu la mofturile noastre. Aceasta este o lecție pe care trebuie să o învăț de foarte multe ori, că binecuvântările lui Dumnezeu nu răspund mofturilor noastre și cerințelor noastre, ci binecuvântările lui Dumnezeu răspund strict nevoilor noastre. Dumnezeu te binecuvântează în ceea ce privește nevoile tale, nu mofturile tale. Vă dau un exemplu. Se întâmplă mai nou în România, dar nu-i mult, sau poate mai de mult, doi tineri se căsătoresc. Acum amândoi fac parte din clasa de mijloc. N-au nici bani prea mulți, dar nici prea puțini. Poate că amândoi nu sunt singuri la părinți. Și acum se gândesc ei ce să facă cu banii de nuntă. Poate că au strâns, știu eu, 15.000 de euro la nuntă. Au rămas cu 15.000 de euro, oricum e bine dacă rămâi cu atâta, nu? Și acum, ce fac ei cu banii ăștia? Se duc la piață și își cumpără un BMW cu 15.000 de euro. Și el și ea. Și nu ce frumos să vii la biserică cu un BMW de 15.000 de euro. Poate că e profesoară, el e lucrător la Transi. Și imaginați-vă că familia asta totuși are mașină de 15.000 de euro. Acum eu întreb, e binecuvântare sau moftă? Și de ce e moft? La o astfel de familie. Pentru că, de pildă, o bujie la BMW-ul ăla costă cât amândouă salariile acestor oameni la un loc. Și asta nu e mai binecuvântare, ci e moft, fițe. Și Dumnezeu nu răspunde la mofturile noastre, la nevoile noastre. Am găsit un om care se aseamănă foarte mult aici cu Naomi și numele lui este Lot. Și el s-a dus într-un loc și a ales un loc pentru o viață mai bună. S-a dus, spune Biblia, unde? În câmpia Iordanului. A zis, pentru turmele mele, pentru vitele mele, ăsta e locul cel mai bun. Și s-a dus acolo pentru o viață mai bună când Avram s-a despărțit de el și a zis el, acum 100% îmi va merge bine. Și uitați, interesant, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, cum se instalează Lot în câmpia aceea Iordanului. Prima dată, spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza capitolul 13, versetul 12, Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile, prima dată pentru unde se stabilește Lot, și-a întins corturile până la Sodoma. Lângă Sodoma o prima dată. O zis, mă, ăștia-s nepocăiți, sodomiți ăștia-s oameni răi, îți neteați împrejur, ăștia bleastemă pe Dumnezeu, nu pot să stau acolo chiar cu ei, dar stau lângă ei, fac numai afaceri de aici, de la distanță cu ei. Bun, mergem mai departe. În capitolul 14, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Avram îl recuperează pe Lot. De unde? Versetul 12. Au luat pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia unde? În Sodoma. Prima dată au zis, eu nu mă duc în orașul ăsta că sunt oameni necăiți. După ceva vreme zice totuși, hai să locuim în oraș, că acolo putem face afaceri mai bine și câștiga mai mult. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, mergem mai departe, în Geneza 19, cu versetul 1, că atunci când cei doi îngeri au venit să nimicească Sodoma și Gomora, Lot ședea unde? La poarta Sodomei. Și cine stăteau la poartă în antichitate? Businessmenii, primarii, oamenii de afaceri, oamenii cu influență. Ați văzut cum era Lot? Treptat, treptat. În acea lume rea, în acea lume păcătoasă. Și știți cum a ieșit Lot de acolo? Cu mâinile goale. Ba mai mult de atât, și-a pierdut și tinerii acolo și-a pierdut și soția. Cu mâinile goale.
Să te duci cu ceva, să vii de acolo cu mâinile goale, pentru că poți să pierzi binecuvântările lui Dumnezeu. Și asta te doare foarte tare. Experiențe pe care noi le pierdem, binecuvântări pe care ne-a dat Dumnezeu și le putem pierde. Familia aceasta a pierdut, din punct de vedere spiritual, foarte mult, pentru că a vrut să câștige material și s-a ales cu mai nimic. Interesant că oamenii vor să câștige, că oamenii vor să fie binecuvântați. Faptul că ai o casă, că ai o mașină, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Citeam undeva că în 1923, la Chicago, s-au întâlnit cei mai bogați și cei mai influenți 9 oameni din lume. S-au întâlnit acolo și au făcut planuri de viitor. Și vă dau numele lor. 1923, la un hotel luxos din Chicago, s-au hotărât 9 oameni să pună lumea la cal. Primul dintre ei a fost Charles Schwab, patronul uneia dintre cele mai mari companii de producere a oțelului din lume. Al doilea a fost Samuel Insull, președintele cele mari companii de utilități publice din lume. Apoi a fost Howard Hobson, președintele cele mai mari companii de exploatare a gazelor naturale din lume de la vremea respectivă. Mai apoi acolo era Arthur Cotton, cel mai mare speculant cu cereale din lume. A fost acolo și Richard Whitney, președinte al New York Exchange, o casă mare de tranzacții financiare. Albert Fall, membru în cabinetul președintelui Americii. Leon Fraser, președintele băncii internaționale din Seattle. J.C. Livermore, supranumit și Marele Urs de pe Wall Street, un mare comerciant și speculant pe piețele financiare. Și mai apoi, acolo a fost și Ivan Piggar, cofondator al cele mari companii de construcție din lume, la vremea respectivă. Ăștia 9, bogați și influenți, întâlnit în 1923 la Chicago să pună lumea la cap. Erau binecuvântați financiar, aveau o grămadă de bani, erau speri. După 25 de ani mai târziu, vă rog să fiți atenți care este situația acestor 9 oameni. Charles Schwab, primii ani din viață, și-a petrecut cu bani împrumutați. A murit falit. Samuel Insull a fost un proscris al justiției, condamnat în America pentru corupție, a fugit din SUA, undeva prin Africa, fără să mai aibă niciun ban. Howard Hobson a nebunit la spital de nebuni. Arthur Cotton a murit în străinătate, în insolvență, firmele lui falite. Richard Whitney a murit în celebra pușcărie americană Sing Sing, unde nu ți-ai dori să fii. Leon Fraser în pușcărie și în ultimele 2 luni, pentru că a suferit de un cancer crunt, a fost grațiat înainte să moară cu 2 luni. Și ultimii 3, Albert Fall, J.C. Livermore și Ivan Krieger, s-au sinucis. 25 de mai târziu, 9 din cei mai influenți oameni ai lumii erau pe nicăieri. Știți de ce? Pentru că mai presus de noi, mai presus de planurile noastre, este un Dumnezeu care face ce vrea, spune ce vrea, a Lui este puterea, a Lui este voința, suveranitatea în toate lucrurile. Dragul meu, frate și soră, vreau să spun în această seară prin mesajul acesta că poate și tu ți-ai dorit să câștigi și vrei să câștigi. Deci și nu-i rău n-ați dori să câștigi, dar fii foarte atent. Că atunci când vrei să câștigi doar din punct de vedere material, vei pierde întotdeauna spiritual. Vei pierde lucruri pe care vei mai putea niciodată primi înapoi. Vei pierde prezența lui Dumnezeu, pătășia lui, vei pierde protecția, cercetarea și binecuvântarea lui Dumnezeu și astea sunt lucruri foarte scumpe. Dacă tu pierzi prezența lui Dumnezeu, dacă tu pierzi protecția lui Dumnezeu, dacă pierzi cercetarea lui Dumnezeu, dacă pierzi binecuvântarea lui Dumnezeu, ce pui în locul lor? Nimic? Ce poate fi mai valoros decât ca să știi că cu tine, în fiecare dimineață când te trezești și până când te culci, lângă tine 24 din 24 este mâna lui Dumnezeu care te protejează.
Că atunci când duci de acasă și mergi cu mașina pe drumurile astea zăpezite de multe ori iarna și mergi sute de kilometri și vezi pe drum mașini aruncate în prăpăsti, oameni morți în accidente și tu treci și biruitor, știi de ce? Nu pentru că ești talentat și mare șofer, ci pentru că e mâna lui Dumnezeu cu tine. Îți prinde spitale din România de la oncologie, de oameni care sunt muribunzi pe patul morții. Și de ce ești în seara aceasta aici? Puteai să fii undeva la Timișoara sau la Cluj, pe secția de oncologie. Și de ce ești aici? Pentru că e mâna lui Dumnezeu peste tine, dragul meu. Nu-i sănătatea ta, nu-i regimul tău alimentar, nu-i medicamentele care le ai, e mâna lui Dumnezeu. Și te ține mâna lui Dumnezeu. Și de ce ești aici în seara aceasta? Oh, cât ar fi vrut să-ți distrugă viața. Dar n-a putut. Pentru că în fața ta, în această seară, cu mâinile întinse, stă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și îi spune diavolului, până aici! Dacă vrei să ajungi la El, trebuie să treci peste mine. N-ai nicio șansă. Pentru că tu ești sub brațele atotputernice ale lui Dumnezeu. Dacă ai pierdut, dragul meu, ceva în viață, știi ce a făcut Naomi? S-a întors acasă. S-a întors acasă. Asta e șansa pe care o avem. Dacă sunt aici oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu, dacă sunt aici oameni care au pierdut părtășia cu Dumnezeu, dacă sunt aici oameni care au pierdut protecția lui Dumnezeu, dacă sunt oameni care au pierdut cercetarea lui Dumnezeu, dacă sunt oameni aici care au pierdut binecuvântările lui Dumnezeu, ai o singură șansă, ai o singură opțiune în seara aceasta, aici, în locul acesta, chiar în momentele acestea. Și ce să faci? Să te întorci acasă. Naomi spune cuvântul lui Dumnezeu că a hotărât să se întoarcă din nou acasă, pentru că a aflat că acolo, în țara din care a plecat, Dumnezeu își cercetează poporul. Tu astăzi aici ești acasă, în casa lui Dumnezeu, unde Dumnezeu cercetează poporul lui. Glorie Domnului! Întoarce-te acasă. Știți ce a făcut fiul risipitor când a pierdut tot ce a avut? Bani, celebritate, influență, servicii. Știți ce a făcut? Prințuit, plin de rușine, dar s-a întors acasă. Și acasă, dragul meu, întotdeauna este un tată care te așteaptă cu brațele întinse. Te așteaptă cu brațele întinse. Așa a murit Hristos pe cruce, dragii mei. Spunea Sfântul Atanasie cel Mare să ne îmbrățișeze pe toți. Să spună, fii risipitori, veniți acasă. Să ne întoarcem acasă. Naomi s-a întors acasă împreună cu Rut. Și Rut mai apoi, o moabită, devine una dintre femeile care fac parte din genealogia regelui David și mai mult de atât, face parte o moabită din genealogia terestră a regelui regelor Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dacă Dumnezeu ți-a închis toate ușile, dacă Dumnezeu ți-a închis ușă după ușă și stai în fața unor uși închise, știi de ce a făcut asta? Pentru că Dumnezeu în această seară vrea să-ți deschide ușa Harului, să te întorci acasă din nou. Eu nu știu cât rătăcești, pe unde rătăcești, nu-ți cunosc viața, o știe Duhul lui Dumnezeu, o știe Iisus Hristos foarte bine. Dar ai o singură șansă în seara aceasta, una singură, să te întorci acasă. Întoarce-te la Dumnezeu până nu-i prea târziu. Dacă vrei să recâștigi ce ai pierdut, dacă vrei să ai din nou prezența lui Dumnezeu în viața ta, dacă vrei să ai din nou protecția lui Dumnezeu în viața ta, dacă vrei să fii cercetat din nou de Dumnezeu după ani de zile când nu ți-a mai vorbit Dumnezeu, dacă vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, dragul meu, un singur lucru de făcut în seara aceasta, întoarce-te acasă la Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să ne rugăm Dumnezeu în sensul acesta. Spune, Doamne, de pe căile străine pe care am umblat, din rătăcirile noastre, din falimentele noastre, din durerile noastre, din suspinurile noastre, Doamne, din moabul acestei lumi, noi în această seară ne întoarcem la Tine acasă, unde ne așteaptă un tată iubitor cu brațele întinse. Chiar dacă suntem zdrențuiți, chiar că lumea nu mai dă doi bani pe noi, este un tată
care vede în mine și în tine valoare, vede în tine pe Fiul Lui. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești copil de Dumnezeu prin adopție. Sunt copii al lui Dumnezeu și avem un duc de înfiere, spune Sfântul Apostol Pavel, care ne îndeamnă să strigăm cum? Ava, adică Tată. Avem pe ceva în cer care îi putem spune Tată. De aceea ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Pentru că avem un Tată în cer. Glorie lui Dumnezeu! În această seară trebuie să te întorci acasă la Tatăl tău care te așteaptă în poartă cu mâinile întinse. Spune-o că tare, tu nu știi că sus pe Golgota pieptul de o lance străpuns sub norii ce întunecă bolta te așteaptă Iisus. Te așteaptă Iisus. Vino azi la casa Tatălui. Vino azi din nou la Dumnezeu. Oriunde departe ai rătăcit, oriunde ai fost, întoarce-te la Dumnezeu. Haideți să ne rugăm Domnului și să-i spunem dorința noastră de a ne întoarce acasă. Ne rugăm Domnului.